Bună ziua și bine v-am găsit la Torino Web News. Pentru început să vedem câteva informații despre starea vremii. Meteorologia anunță astăzi o zi ploioasă care a debutat cu ploi slabe intermitente încă de dimineață, iar spre seară vor deveni mai abundente. Temperatura maximă aproximativă pentru astăzi este de 23 de grade Celsius. Mâine se va mai răci, înregistrându-se 16 grade și va ploua pe tot parcursul zilei. În acest moment, în Torino, sunt aproximativ 18 grade Celsius. Începem știrile de astăzi cu celebrarea ce are loc în 2 iunie și anume Ziua Republicii. Cu această ocazie, în Torino, Museo Difuso de la Rezistența propune mai multe inițiative care să aducă în prim plan etape fundamentale din istoria Italiei, ca și fascismul, cele două războaie mondiale sau boomul economic. De asemenea, de la 21:30, în Piazzetta Reale și în Piața Castello, Orchestra Sinfonică Națională RAI va susține un concert. În continuare, o știre de la Consulatul României din Torino. Cetățenii români care au încă vechile certificate de stare civilă, ca certificate de naștere sau de căsătorie, sunt îndrumați să și le preschimbe înaintea depunerii unei solicitări pentru eliberarea pașaportului românesc. Este important să știți că cererile pentru eliberarea pașapoartelor se depun personal de către solicitanți. Prezența solicitanților de pașapoarte la sediul oficiilor consulate este absolut obligatorie pentru prelevarea datelor biometrice conform normelor în vigoare. Pașaportul nu se mai obține prin mandatar cu procură specială. Se eliberează pașaport individual și pentru minori, așadar, minorul nu mai poate fi inclus în pașaportul părinților. Iar pașapoartele electronice nu se efectuează în regim de urgență. De asemenea, pașaportul sosește în România în circa 90 de zile lucrătoare de la data depunerii actelor. Iar din motive tehnice, și anume contrastul pe fotografie, este recomandat ca cetățenii să poartă îmbrăcăminte de culoare închisă. Mai multe detalii găsiți pe pagina noastră web în limba română. Mergem mai departe și sâmbătă dimineață, 4 iunie, Palatul Civico, adică sediul primăriei din Torino, va fi deschis publicului pentru a putea fi vizitat gratuit sub îndrumarea unui ghid de la orele 9:30, 10:30 și 11:30. Locul de întâlnire este în Via Milano numărul 1. Cu ocazia acestui tur se va vizita și sala de consiliu, numită și Sala Roșie, iar în care ieri a fost numit oficial în funcția de primar, noul primar, dar și biroul primarului. Iar duminică 5 mai, în toată lumea se celebrează Ziua Mondială a Mediului. Și Torino a aderat la această zi importantă. Așadar, în Piața Vittorio se va desfășura un program foarte bogat de inițiative ce vor sublinia bunele practici care pot duce la salvarea planetei. Printre acestea, utilizarea inteligentă a apei, dar și colectarea diferențiată a deșeurilor. Și dacă suntem la celebrarea zilelor mondiale, astăzi, 31 mai, este declarată Ziua Mondială fără Tutun de către Organizația Mondială a Sănătății. Încă din 1987 se celebrează această zi din dorința de a atrage atenția asupra pericolului utilizării tutunului pentru societate și nu numai pentru fumători. Sloganul din acest an este să facem fiecare zi, zi fără tutun. Iar așa cum cred că v-ați obișnuit deja, acum înainte să încheiem, vorbim despre un alt episod din istoria Italiei și am ajuns la cel de-al doilea război de independență din 1859. Câștigată lupta împotriva Austriei, Napoleon al III-lea obține Lombardia, pe care o cedează apoi regatului Sardiniei. Știrile se încheie aici, eu vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi excelentă în continuare. Vă aștept și mâine la o nouă ediție de știri.